și este deschiderea drumului către alegere anticipată. Singura formulă democratică, solidă, pentru reașezarea vieții politice românești pe un făgaș normal. Odată cu demisia lui Emil Boc, se spulberă toată propaganda pe care de aproape 3 ani actuala putere o face și pe care am văzut-o sigur și în discursul de adio la fel de desprins de realitate al premierului. Odată cu demisia lui Emil Boc se arată că opoziția politică, opoziția unită, Uniunea Social-Liberală a avut atunci când a înaintat diverse moțiuni de cenzură, atunci când a încercat să blocheze angajările de răspundere irresponsabile, de fapt, ale unei guvernări desprinse de realitate, desprinse de interesele cetățenilor, indiferentă la orice formă de nemulțumire și dezinteresată de orice formă de dialog. Sigur, mai sunt doi pași care ar trebui împliniți pentru ca, într-adevăr, România să aibă șansa unei noi și legitime conduceri politice. Demisia președintelui Băsescu și alegere anticipată. Oricum, cu demisia lui Emil Boc, se deschide calea, simplu, către un proces de alegere anticipate parlamentare care s-ar putea desfășura până la sfârșitul primăverii acestui an. E, de altfel, mesajul foarte ferm cu care astăzi vom merge la consultările, la discuțiile de la Palatul Cotroceni și cred că aceste discuții vor trebui să se concentreze pe ceea ce trebuie să se întâmple după evenimentul de astăzi. Până la urmă, odată cu aceste declarații pe care le facem, e limpede și ce vom discuta și cum vom discuta la Palatul Cotroceni. Eu foarte pe scurt aș dori să adaug la cele spuse de domnul președinte Antonescu că demisia guvernului Boc era necesară, era de așteptat, era cerută de către toată lumea din țară. În același timp, fără a uita nicio secundă, că guvernul Boc, din păcate, a fost un guvern care a luat foarte puține decizii cu adevărat. Deciziile s-au luat de către președintele țării și au fost implementate prost, greșit sau oricum împotriva intereselor publice de către guvernul Boc. Ceea ce cred că trebuie transmis în concordanță cu poziția noastră politică evidentă, alegeri anticipate, o nouă legitimitate pentru cei care conduc țara, este responsabilitatea Uniunii Social-Liberale față de momentele extrem de grele pe care le traversează România. Nu Emil Boc sau miniștrii săi, ci România. Suntem, ca să folosesc comparația atât de mult utilizată, suntem o corabie în derivă, pe o mare extrem de agitată. Europa este în acest moment un spațiu aflat în tulburări foarte mari, România cu atât mai mult. Toate previziunile anunțate ieri chiar de către delegația FMI arată o rectificare negativă a prognozelor privind România, privind creșterea economică, privind datoria publică. Este obligatoriu ca Uniunea Social-Liberală, care dorește să conducă România spre vremuri mai bune și într-un mod mult mai profesionist și mai cinstit decât a făcut-o guvernul Boc, să vină cu soluții responsabile și să se pregătească cât mai bine ca imediat după alegerile anticipate
să facem un alt fel de guvernare decât a fost în ultimii ani. Atâta vreau să vă spun și restul lucrurilor, evident, le vom comunica după discuția cu președintele țării, la care participăm astăzi, deoarece am anunțat de fiecare dată când se va vorbi de demisia guvernului Boc, de proceduri pentru alegeri anticipate și, evident, după alegeri, denumirea unui nou guvern, vom discuta cu președintele țării, indiferent că acesta se numește acum Traian Băsescu și se va numi altfel în viitor. Mulțumesc! Da, și eu la fel de scurt, deși a durat foarte mult timp și românii au trebuit să sufere în această perioadă, mă bucur că într-un final primul ministru Emil Boc și-a recunoscut incompetența de a guverna această țară, de a traversa împreună cu cetățenii României o perioadă extrem de grea, atât în Europa, cât și în România. Și eu sper că, așa cum spunea și domnul Antonescu, odată cu deschiderea drumului către alegerile anticipate, se deschide și o speranță pentru români că pot să-și aleagă în foarte scurt timp noi conducători. Sper că această speranță să nu fie înăruită astăzi în consultările de la Cotroceni, de domnul președinte Traian Băsescu, prin tot felul de jocuri politice. Și cred că mandatul pe care îl avem trebuie să înceapă în primul rând de la organizarea în cel mai scurt timp a alegerilor anticipate. Altfel, un dialog cu cel care, din păcate, a compromis de dialog în România atât între putere și opoziție, și vă amintesc propunerea noastră de anul trecut de a organiza acel comitet tripartit putere-opoziție-Banca Națională, cât și ideea președintelui de a dialoga odată la 3 luni de zile sau odată pe lună în viața Universității cu Românii. Pe de altă parte, președintele și-a epuizat și a terminat credibilitatea pe care o avea și pe care o confera funcția de președinte. Ca atare, nu acceptăm niciun fel de alt joc politic al președintelui Traian Băsescu, decât acela de a reda românilor speranța că pot să-și aleagă singuri în scurt timp conducători. Deci nu acceptați nicio formulă de guvern tehnocrat, de premier specialist în economie, cum să vă haideți să vă răspund eu. În primul rând, nu știm și cred că nu știți nici dumneavoastră ce va propune președintele României. De aceea mergem acolo. În al doilea rând, soluția în orice țară europeană, fie că a fost vorba de Spania, de Portugalia, de Irlanda, este atunci când ai o criză politică suprapusă peste criza economică și socială, să mergi la oameni. Motiv pentru care alegerile anticipate nu neapărat vor aduce USL-ul la guvernare, ci vor aduce la guvernare pe acei oameni pe care îi votează poporul român. Și în al treilea rând, asta am încercat să precizez, până la alegerile anticipate, care pot fi acum intrat practic în calendarul de 60 de zile. Nu? E demisia guvernului și ar urma 2 guverne succesive, poate chiar domnul Boc pot să pice în Parlament. Intrăm în calendarul de 60 de zile prevăzut de Constituție și mai departe putem să avem aceste alegeri până undeva, oricum, până luna iunie. Dar până atunci, Uniunea Social-Liberală va sprijini tot ceea ce ține de stabilitatea și de echilibru societății noastre. Atât din punct de vedere financiar, o lege electorală corectă, practic tot ceea ce înseamnă stabilitate, pentru că nu vrem haos până la alegerile anticipate, ci vrem stabilitate. Suntem deja intrați, începând cu gestul de astăzi al premierului Boc, suntem intrați în calendarul de 60 de zile și cred că putem să ajungem până la alegeri anticipate într-un mod care să nu însemne că viitorul guvern după alegeri va moșteni o țară distrusă și în haos. Putem să facem o tranziție democratică și responsabilă, așa cum, iată, repet, dau mereu cazul Spaniei. Așa cum s-a întâmplat în Spania, așa cum s-a întâmplat în Portugalia, în țări aflate în situație asemănătoare cu a României. Dacă e vorba de procedurile pentru alegeri anticipate, am și spus lucrul ăsta. Sigur că da. Două. Păi nu doar noi, bănuiesc că și celelalte forțe politice vor face la fel. Noi sperăm ca președintele să aibă înțelepciunea și să putem ajunge la un acord astăzi, ca împreună să venim cu o formulă guvernamentală care să pice de 2 ori în Parlament, sau cu 2 formule guvernamentale. Și sper să nu fie nevoie de o opoziție fermă pe acest subiect. Să începem. Mai vreau să fac o precizare. Sigur, noi aici luăm decizii politice, dar de multe ori trebuie să răspundem și la partea constituțională. Curtea Constituțională a spus foarte clar
că nu pot fi organizate în aceea zi alegeri locale și parlamentare. În schimb, vă reamintesc, este prima dată în 2012 când avem un singur tur de scrutin la locale. Până acum aveam două, din două în două săptămâni. Asta înseamnă că și din punct de vedere constituțional, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere logistic, să faci alegeri parlamentare, de exemplu, cu două săptămâni înainte de cele locale, este foarte posibil și este în spiritul în care s-au desfășurat alegeri în România până în 2012. Nu depinde doar de noi, dar suntem deschiși să discutăm orice fel de formulă responsabilă și rațională, nu să mergem cu cereri care doar să fie respinse. Nu ăsta e scopul. Acum deja s-a intrat într-o altă fază a vieții politice românești. Trebuie să fim responsabili și să ajungem la alegeri într-un mod care să nu însemne distrugerea totală a ceea ce a mai rămas din România. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că există îngrijorări serioase pe care le-am discutat și cu cei de la FMI. Ce ne facem dacă guvernul acesta, care știe că va pleca după alegeri, cheltuie practic tot bugetul României până luna iunie? Ce ne facem dacă, deși toate datele arătau altfel, ne trezim că acest guvern demisionar continuă cu programul național de dezvoltare a infrastructurii, cel care a fost criticat chiar de Comisia Europeană? Ce ne facem, repet, dacă în iunie, după alegerile anticipate, o să avem o țară eliberată ca de armata sovietică? De asta spun că e nevoie de rațiune și din punctul nostru de vedere rațiunea și responsabilitatea există. Ne vedem... Noi nu știm ce va face președintele, sunt convins că nici dumneavoastră nu știți. Este ideal să ne întâlnim după ce ieșim de la consultări cu colegii dumneavoastră și să vă spunem atunci. Da? Da, mulțumim. Cred că linia este destul de clară. Am vorbit foarte limpede despre alegerile anticipate. Astăzi am asistat, odată cu demisia lui Emil Boc și a cabinetului său, la falimentul guvernării Băsescu. Pentru că Emil Boc a fost doar păpușa văzută unui guvern condus de Traian Băsescu. Traian Băsescu și Partidul Democrat Liberal au investit tot în acest guvern. Numai departe, de acum 48 de ore, cred, președintele ne spunea că România e unde trebuie, că în România totul s-a făcut bine și că Emil Boc a fost, este și va fi partenerul său nedezmințit. În fața unui asemenea faliment, noi nu putem să cauționăm o nouă încercare a unui nou guvern Băsescu, indiferent ce păpușe mai găsește domnia sa prin oraș. Nu avem decât o singură soluție și neacceptabilă decât o singură soluție din punctul nostru de vedere și anume cetățenii să spună dacă totuși această guvernare a lui Traian Băsescu prin intermediul lui Emil Boc și a celorlalți a fost bună pentru România și pentru ei, nu văd de ce ar mai fi demisionat sau dacă e nevoie de o altă guvernare, adică de o altă majoritate parlamentară, de un alt guvern. Este foarte simplu și ca atare noi vom vota în concordanță cu această idee pe care v-am expus-o și care e foarte clară de altfel. Am și eu două întrebări. Tehnice? Da. În acest moment, guvernul Boc este un guvern demis. Funcționar. Este sigur, până la investirea noului guvern. Sigur, să se îndeplinească procedura, da. Da. A mai rămas o dată, da. Da. A mai rămas o dată în 2009. Deci înțeleg că este afirmativ. Da, normal. E o soluție proastă, dar este cea mai bună pe care o avem în acest moment. Și doi, înțeleg că veți merge și veți propune un guvern de tehnocrați, varianta care ați reiterat-o și astăzi, dar ați putea să... Andy. Nu ne că vom propune noi un guvern. Acum ți-a spus că nu. Cum? Vă spunem toți trei de la începutul acestei discuții că demisia lui Boc este deschiderea căii către alegeri anticipate și primul pas. Vă spunem de asemenea că noi vom vota pentru căderea a două guverne consecutive ca să săvârșim toate formalitățile prevăzute în Constituție pentru anticipate. Deci nu mai este valabilă soluția cu tehnocrații.
Nu, noi am propus soluția cu guvernul de tehnocrați multă vreme, când ar fi fost un câștig într-adevăr, ca nu guvernul irresponsabil, incompetent și corupt, Emil Boc, să distrugă situația României, de să recunoască asta până și Jeffrey Franks, am propus, și domnul Ponta a propus, și noi am propus cu destulă vreme în urmă, s-a respins o asemenea idee, s-a refuzat tot ceea ce foarte concret am propus atunci și am ajuns în situația de astăzi. În situația de astăzi, evident că noi considerăm că cetățenii României trebuie să hotărască cine conduce România. Sigur că în momentul în care vom avea votul lor, vom vedea cu cine și cum și în ce fel se alcătuiește guvernul. Sí.